Chopper Academy MC România organizează în perioada 5-7 august festivalul Motorock Black and White, aflat la a doua ediție. Coloana de 150 de motoare, care se va întinde pe o distanță de 2 km, va pleca sâmbătă de la Cetatea de Scaun până la Putna și retur, în cadrul primului Run Moto din Moldova. Evenimentul este implementat de Consiliul Județean Suceava prin marele program Hai în Bucovina. Sute de motocicliști din toate colțurile țării și-au dat întâlnire vineri 5 august la Suceava cu ocazia celei de-a doua ediții a festivalului Motorock Black and White. Cap de afiș la eveniment vor fi trupele Phoenix, Celelalte Cuvinte și Bucovina. Black and White Motorfest este organizat de Chopper Academy Motor Club și va avea loc în perioada 5-7 august anul curent, în parcarea din apropierea cetății de scaun a Sucevei. Pe perioada Motorfestului vor fi organizate expoziții de motociclete, concursuri pentru motocicliști prezenți, precum și o paradă moto. Concertele vor avea loc în zilele de vineri 5 august și sâmbătă 6 august. Astfel, concertele de vineri vor începe la ora 20 cu trupa Ronove, care va fi urmată de trupa The Kryptonite Sparks. De la ora 21:30 este programat concertul trupei Bucovina. Nicu Covaci va reveni în Suceava după mai bine de 20 de ani. Concertul trupei Transilvania Phoenix fiind programat să înceapă la ora 22:30. Programul de a doua zi va începe cu parada moto de la ora 11. Noutatea de anul acesta va fi o paradă pe traseul Cetatea de Scaun a Sucevei, Cacica, Mănăstirea Putna și retur, la care vor participa peste 150 de motocicliști din țară și din străinătate. Concursurile pentru motocicliști vor începe la ora 17 și vor avea loc în parcarea de pe platoul Cetății de Scaun. Concertele de sâmbătă vor avea următorul program: ora 20 The Iron Cross, 20:30 Tiara, 21:30 Rarish and the Panic Depression, iar de la ora 22:30 va urca pe scenă trupa Celelalte Cuvinte. Înainte de ultimul concert, liderul trupei Celelalte Cuvinte, Călin Pop, va extrage câștigătorul tombolei care va fi organizată în cadrul Black and White Motorfest. Premiul oferit este o motocicletă Cafe Racer în valoare de aproximativ 2000 de euro. La tombolă vor participa toți cei care vor cumpăra tricoul oficial al evenimentului. Anul acesta, programul Perelin în Bucovina, inițiat de Consiliul Județean Suceava, se va desfășura între 6 și 15 august. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a adăugat că pelerinii vor purta steaguri inscripționate cu îndemnul Hai în Bucovina.